Mă bucur să fiu la dumneavoastră și trag nădejde să ne înțelegem bine din Sfintele Scripturi. De altfel, vreau să spun din capul locului că nu sunteți responsabili față de mine. Eu sunt responsabil față de Domnul și dumneavoastră toți față de Domnul. Așa că eu în final o să-L văd pe Domnul că privește cu mine spre plăcere sau cu plăcere sau nu în urmă la ceea ce am spus. Iar spre dumneavoastră, de asemenea, va privi Domnul cu plăcere sau nu, în funcție de felul cum ascultați și împliniți. Așadar, și eu și dumneavoastră să socotim că suntem înaintea lui Dumnezeu. Amin. Potrivit cu tema care ați ales-o, creșterea și educația copiilor în familia creștină, aș dori în această seară să avem două secvențe relativ scurte, zic eu, urmând prin ajutorul Domnului, de dacă ne va da încă un timp, să fie cum scrie în Geneza, a fost o seară și apoi a fost o dimineață și a urmat o altă zi, să continuăm aceeași temă. Mai întâi, în această primă secțiune, doresc să observăm din Sfintele Scripturi responsabilitatea generală a părinților și specifică a tatălui și respectiv a mamei în creșterea în educația copiilor. M-am observat aici că sunt și părinți și copii. Copii, în seara asta discutăm despre tata și mama, dar ce trebuie să fac cu voi? Așa că nu mă adresez vouă direct, dar indirect vă privește ceea ce spun. Poate că e bine să fie și copiii, se spune că la o asemenea întâlnire, în timp ce predicatorul vorbea despre unele mame care nu se ocupă de copii, stau pierd vremea la telefon, se apropie o fetiță de mamă și zice, mamă, de tine zice. Poate că vă vor ajuta copiii ca să vă identificați mai ușor, mai îndeaproape. Aș vrea să observăm din cele citite mai întâi, Psalmul 78, că a ne pasiona în ce privește educația copiilor noștri, nu este o chestiune opțională. Este o poruncă. Și în toată Scriptura, când e vorba de porunci, nu se discută. Sunt lucruri pentru care Apostolul venea cu sfaturi. Și aici, în funcție de călăuzirea Duhului, putem să avem un sfat mai competent sau care este literă de lege sau rămâne facultativ. Însă, repet, când e vorba de porunci, aici rămâne cum este scris. Recitesc versetul 5. Dumnezeu a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri. Eu vă întreb, asta e poruncit numai pentru evrei sau rămâne valabilă această lege și pentru părinții din vremea noastră? Pentru aceasta vă citesc și din Noul Testament, Efeseni capitolul 6, ca să fim întru totul în legalitate în ceea ce învățăm, Efeseni 6 cu 4 și voi, părinților. Pentru că vreau să observăm din capul locului că a fi părinte este o onoare, dar este și o mare responsabilitate. Eu spun că încă nu știu ce e mai ușor să fii în familie, bărbat sau femeie. Și de asemenea nu știu ce e mai ușor să fii tată sau mamă. De asemenea nu știu ce e mai ușor să fii cu copii sau fără copii. De ce am spus asta? Nu ca o incertitudine. Dacă este cineva aici bărbat care se gândește că e mai ușor să fii femeie, să se gândească la naștere. Dacă e vreo femeie care se gândește că e mai ușor să fii bărbat, să se gândească la faptul că Dumnezeu cere mai multă responsabilitate bărbaților. Dacă sunt unii cu copii și se gândesc că e mai ușor la cei fără copii, să-i întrebe pe aceștia. Iar cei fără copii, care tot își doresc copii și poate recurg chiar la tehnici de ultimă oră, să-i întrebe pe cei cu copii cât este de ușor. Aceasta ca fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Că dacă unii sunt căsătoriți, spune 1 Corinteni 7, este un dar. Și dacă alții nu sunt căsătoriți, de asemenea este un dar. Și dacă Dumnezeu a făcut pe o femeie să aibă copii, asta El a decis, și dacă El a făcut pe vreuna să fie sterilă, este tot autoritatea Lui. Deci rețineți Efeseni 6 cu 4. Părinților, creșteți copiii voștri
în mustrarea și învățătura Domnului. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Aș vrea să vă întreb, pentru că vreau să dialogăm, chiar dacă nu îmi răspundeți cu voce tare, dar vreau să vă provoc să gândim împreună. Din ce moment este necesar ca să avem grijă de copiii noștri? Care este ziua, clipa din care, ca părinți, trebuie să ne socotim responsabili? Aceasta pentru că trăim într-o vreme în care avorturile sunt legalizate și avem de face cu părinți care consideră că atâta vreme cât un copil nu este născut, au libertatea să-l lase să trăiască sau nu. Doar legislația ar pedepsi foarte grav dacă un părinte și-ar ucide copiii. La un medic ginecolog a mers o mamă cu un băiețel de 4-5 ani și a spus: domnul doctor, am venit să-i dați o injecție să moară. El îi spune: doamne, cum vorbești așa? Poate dumneata ai nevoie de tratament dacă pui așa problemă. La care ea foarte sobru zice: nu, eventual dumneavoastră. Dar cum vorbești așa obraznic? Zice: nu, sunt foarte logic în ceea ce spun. Când a fost însărcinată cu acest copil, dumneavoastră mi-ați propus să-mi dați o injecție ca să moară. Și eu m-am temut de riscurile unui avort provocat. Acum, că oricum îl privea pe băiețel, îmi pungeți-l unde vreți, eu sigur nu o să mă am nicio problemă fizică. Dar cum să ucid un copil de 3 ani așa frumos? La care ea spune: dar vă dovedeți cu acte în regulă că eu eram însărcinată cu el când mi-ați propus să-l omor cu ajutorul dumneavoastră. Acum de ce nu mai vreți? Dragii mei, ce spune Cartea Sfântă raportat la ceea ce vă citesc în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8? Vorbim de responsabilități generale și apoi particulare. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, cine sunt cei din casa lui? Soția și copii. Ai lui pot să fie și bunici, rudenii, ceilalți. S-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Repet, din ce moment trebuie să avem grijă de copii? Am citit ce spun și concluziile unor congrese ale medicilor pe această temă. Dacă vreți, puteți să vă familiarizați, doar nu sunt secrete de stat. Chiar dacă o ființă este nenăscută, din punct de vedere genetic, ea încorporează în sine toate datele ființei ce urmează să se nască și să se dezvolte. În literatura de specialitate, toate metodele contraceptive, cele care împiedică în primă fază apariția unui copil, sunt numite avorturi timpurii. Iar ceea ce se numește în mod popular avort, în literatura de specialitate, este numit avort târziu. Pentru că este recunoscut faptul că din momentul fecundării începe viața. De aceea, dragii mei, n-ar fi corect să vorbim de educația copiilor fără să stabilim punctul, repet, de la care începe datoria noastră ca și părinți înaintea lui Dumnezeu. În cartea Genesa, capitolul 1, citim încă din săptămâna creației că Dumnezeu a rostit următoarele cuvinte, vers 28. I-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Și vă rog să observați, dar care n-aveți Biblie, observați mai greu, trebuie să vă arate cine este la proiector. Dacă pe mâine seară vă aduceți Biblie, e mai interesant. Dumnealui vă arată câte un verset din când în când, care are Biblie, vede 4 coloane de versete. Proiectorul trebuie să fie pentru cine n-are Biblie și pentru cine a uitat-o acasă. Sau pentru cine eventual nu reușește să deschidă prompt. Dar în rest, Scriptura este mult mai utilă. Și dați-mi voie să vă spun și asta, chiar dacă sună ca o mustrare. Cine nu-și aduce Biblia cu el la adunare, eu mă îndoiesc de faptul că e un cititor pasionat
un om care studiază Scriptura. Dacă nu e așa, o fi numai vreo excepție. Vreau să observați versetul 22. În ziua a cincea, Dumnezeu a creat viețuitoarele apelor și a văzduhului. Și a rostit un cuvânt exact ca cel adresat omului. Și am nevoie dumneavoastră să gândiți. Genesa 1 cu 22. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți, nu pământul, ci apele mărilor și văzduh. În ce a constat binecuvântarea care Dumnezeu a rostit-o către viețuitoare, către păsări și către pești? Că Dumnezeu când binecuvintează acele cuvinte, la el zice și se face și ce poruncește ea, ființă, spune Psalmul 33. Adică prin acele cuvinte, în ziua când au fost create, Dumnezeu a dotat păsările și respectiv peștii cu un sistem reproductiv natural. Și de atunci și până în primăvara asta, toate păsările știu să-și facă cuib. Depun ouă și, interesant, nu uită să plece de pe ele. Ies din ouă puișorii și cine le-a învățat să aibă grijă? La fel este în lumea acvatică. Adică Dumnezeu a înzestrat aceste viețuitoare cu capacitatea de a se înmulți și cu grija părintească pentru următoarea generație. Că poate să fie un nou oricât de colorat, dacă n-ar avea în sine germenele de viață și păsărel n-ar avea grijă, totul s-ar stinge aici. Dragii mei, eu înțeleg prin versetul de aici și nu intru în detalii, ating doar tangențial acest subiect, că Dumnezeu în ziua șasea când a creat omul, l-a binecuvântat cu sistem reproductiv, la fel ca pe animale, și de aici înțeleg că în limitele naturale, legale ale căsătoriei, nașterea copiilor este o lucrare absolut naturală, aflată sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu veți întâlni în toată Scriptura vreun exemplu prin care Dumnezeu să fi permis vreunei familii să intervină în mod artificial în limitarea nașterilor. De asemenea, nu veți întâlni în toată Scriptura vreun exemplu că vreun sfânt, o familie de credincioși lui Dumnezeu, fie în poporul Israel, fie în învățăturile care le avem în Noul Testament, să fi intervenit într-un fel artificial pentru a opri vreo naștere. De aceea afirm că grija pentru copii începe în momentul căsătoriei. De aceea Dumnezeu la Ieremia a spus, vă citesc din cartea sa capitolul 16, versetul 2, să nu-ți iei nevastă să n-ai locul acesta nici fii, nici fiice. De ce? Pentru că urma o vreme grea. Dar interesant, același Ieremia spune evreilor ajunși în robie, Ieremia 29, versetul 6, luați-vă neveste, faceți fii și fiice. Deci iată că responsabilitatea pentru creșterea copiilor, dacă Dumnezeu îi dă, se naște în momentul conceperii familiei. Aceeași învățătură avem și în Noul Testament, 1 Timotei capitolul 5, cuvintele Apostolului Pavel, care au recomandat chiar femeilor văduve, 5 cu versetul 14, vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii. Eu știu că în vremea noastră este conceptul acesta pentru unii să se căsătorească și să aibă copiii mai târziu, chipurile ca să fie liber la tinerețe. Dar am o întrebare. Dacă tu ca bărbat vrei o nevastă tânără, de ce ești nedrept că și băiețelul ar vrea o mamă tânără? Nu-i moral. Tu vrei un trup tânăr și lui vrei să-i dai un trup mai degrabă să semene a bunică decât a mămică. E drept că Dumnezeu a lăsat limitele până la vremea cât se pot naște copii, că toate și-au vremea lor. Da, trec mai departe. Odată ce
am înțeles că Dumnezeu ne-a chemat ca părinți să fim responsabili, nu doar să-i naștem. Spune Scriptura, vă citesc din Cartea Proverbele, capitolul 1, despre tata și mama, acest tandem al educației copiilor, versetul 8, Proverbe. Ascultă, fiule, și cei care sunteți aici, cum să știți de ce tata și mama vă tot învață și vă tot spun. Le-a poruncit Dumnezeu să o fac. Le-a poruncit să vă dea naștere și le-a poruncit să se ocupe de voi mai departe. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Deci nu doar tata, ci împreună cu mama. Citesc tot din Proverbe, capitolul 6, versetul 20. Aici este prezentat tata cu sfaturile și mama cu învățătura. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Pentru că amândoi sunt datori. De când se nasc copiii, Bara spune chiar în perioada prenatală. Știți că Dumnezeu a dat de grijă la o mamă, chiar la două, să aibă grijă și ce mănâncă. Cu atât mai mult contează comportamentul spiritual. Este descoperit din punct de vedere științific că o mamă nervoasă își transmite stările asupra copilului ei și am întâlnit situații în care părinții agitați, care se ceartă, nasc copiii cu același comportament. Este cunoscut tot medical, măcar că noi știm asta din Sfânta Scriptură, cum spune David. Zicea în urmă cu 3.000 de ani că e o știință peste puteri, Psalmul 139. Căci copilașul simte inclusiv atitudinea o care este primit în familie. De aceea să ne ajute Bunul Dumnezeu pe ambii părinți să fim pasionați să educăm cu drag copiii noștri. Amin? Amin. Dacă o doică ar trebui să-i crească cu drag, spune un psalmist, dar o mamă, nu? Cu atât mai mult. Să fim dăruiți trup și suflet copiilor noștri. Pentru că au și copiii datorii față de noi când vom fi în vârstă, dar spunea Apostolul Pavel, vă amintiți unde scrie? Câte un verset nu vă spun de unde, ca să vedeți ce rău e că n-aveți Biblie. Cei drept nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinților, ci părinții pentru copiilor. Sunt trecuți împreună. Sau cum spune în Proverbe 19:14, casa și averea le moștenim de la părinți. Adică ambii e necesar să se preocupe atât în plan pământesc și cu atât mai mult în plan spiritual. Să nu lăsăm doar pe unul. Îmi amintesc că am fost toată într-o familie, soția născuse nu de mult, al doilea copilaș cu cezariană, unul avea în brațe, celălalt s-a trezit, nu știa cu amândoi, repet, născută nu de mult, bărbatul, un om de 100 kg, că îi putea ține în brațe cu pe mama lor cu totodată, stătea pe scaun, de parcă ar fi fost și el musafir ca și noi. Și a spus, măi omule, nu destul că i-a ținut în burtă, vrei să-i țină tot timpul și în brațe? Este absolut necesar să împărțim această datorie. M-a sunat odată o soră și îmi spune, frate, când vine soțul de la serviciu, se pune la computer și acolo lui uită Dumnezeu. Nu-mi trebuie să mă ajute la bucătărie, dar măcar să se ocupe de copii. N-ar fi normal. Absolut normal. Că așa este important pentru copii și în primul rând suntem, cum spuneam, datori înaintea lui Dumnezeu. Aici vreau să punctez faptul că avem și responsabilități specifice. Că doar nu poate tăticul să alăpteze, nu? Asta ține de mama. Și ar fi bine să o facă cât mai mult. Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea minim 2 ani. România e pe ultimul loc în Europa la timpul de alăptare. Au fost vremuri în istorie când s-a alăptat până la 5 ani. Pentru că nu este nimic mai sănătos pentru un copil și chiar mai practic. Numai că, din punct de vedere economic, când și femeile au fost prinse în producție, îi silită de concediul care se termină.
mai cu seamă cum era înainte, foarte scurt, ca să poată să își reia activitatea profesională. Vă spuneam adineauri că eu nu știu ce e mai ușor, să fii bărbat sau femeie, așa poate și din faptul că n-am fost numai bărbat, n-am fost și femeie, ca să fiu și în postura cealaltă. Dar vă rog, rețineți ca și tați. Vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 2. Spune apostolul, citesc versetul 11, iar știți că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Cum trebuie să fie un tată? Vă sfătuiam, vă mângăiam și vă adeveream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Orice s-ar spune, tata are cuvântul lui, are vocea lui mai groasă și dacă nu cântă la bas. Cum spunea într-o familie când copiii făceau năzdrăvănii, las că vine tatăl tău. Adică Dumnezeu cere întâi socoteală bărbatului, el este responsabil să-și conducă familia, în primul rând, soția ca și cap și de aici și copiii. La tata, de la tata se așteaptă adeverirea. Spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 14, că femeile trebuie să învețe, să întrebe bărbații lor acasă. Vă citesc versetul 35 și apoi 36. Ce, de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el? Adică Scripturile și în general responsabilitatea educației ca și autoritate, ca și coordonare, cade în seama tatălui. Lui este dat cuvântul, el trebuie să dea directivele. Când mai spune câte o soră că bărbatul nu citește pe Biblie, eu le mai recomand să-l întrebe. Să spună, uite ce scrie aici, să te întrebe pe tine și tu trebuie să înveți, trebuie pe alții dacă nu știi. Ba încă le mai spun și să pună copiii să-l întrebe pe tată să. Că poate se mișcă și își preia rolul de bărbat. Surorilor, să știți că sunt bărbați leneși și bărbații repede își dau demisia. De aceea trebuie să-i coordonați și să-i determinați să-și coordoneze familia. Bărbatul este dator să stabilească orarul, principiile, mai cu seamă dacă sunt copii mai mulți. Într-o zi unul spune între băieții noștri citată, azi am auzit sau am citit, nu mai rețin exact cuvântul sector. Și am tresărit. Zic, de ce? La noi cuvântul sector a fost un cuvânt de referință. Băieți, v-ați prelua sectoarele? Că scumpa mea soție a născut o fică și 7 băieți, de aceea îmi place mie să o laud, să-i spun că e mama desăvârșită care naște 7 fii. Și fiecare avea sectorul lui. Eu, ca să mă dau exemplu, m-am trecut și eu în listă. Indiferent unde îmi venea rândul. E foarte important ca bărbat să-ți preiei rolul de conducător al casei. Să vă dau exemplu din Scriptură, în care Dumnezeu l-a pus pe bărbat să poarte grijă. Îngerul a vorbit cu Maria când trebuia să nască, sarcina era treaba ei. Dar când să se ducă în Egipt să vină de acolo, cu cine a vorbit? Cu el, ia pruncul și pe mama lui, grija ta. Când a vorbit Dumnezeu lui Iacov, să ducă în Canaan. Genesa 31, când a vorbit lui Noe, lui Avram și așa mai departe. Așadar, stimați bărbați, hai să zicem că e mai ușor să fii bărbat, dar e mai greu, că trebuie să-ți preiei acest rol. Când Iacov nu mai avea timp de altare, că era cu prea multă gospodărie, familie mare, îi spune Dumnezeu Genesa 35, Iacove, suite la Betel. Și scrie acolo atât de frumos, Iacov a poruncit casei lui, trăia și Lea, trăia și Rahela, și nu le-a vorbit Dumnezeu, auzi, voi două sau una din voi, care puteți, scorniți și pe bărbați și hai la altar. Nu, nu, este datorirea lui. Și la rolul bărbatului aș mai menționa ceva. Se spune că cel mai mare cadou pentru copii pe care poate să-l facă un tată
e să aibă grijă de mama lor. Că degeaba cer soției să le facă pe toate, la o conferință din asta, așa aveți și dumneavoastră drept dacă vreți să puneți întrebări la urmă și de seară și mâine seară, îmi vine un bilet și zice, dar dacă soțul a lucrat schimbul întâi, trebuie să mai lucreze și acasă? Și am răspuns, dar ce soția schimbul întâi n-a lucrat? Dacă ea a dormit până el a fost la serviciu, poate să intre ea schimbul doi, dar dacă ea a lucrat schimbul întâi acasă. Și când mai vine el, ea continuă cu schimbul doi și el doar un schimb. Realitatea dovedește că bărbatul la supranormă nu pățește nimic. În timpul celui al doilea război mondial în Anglia, datorită deficitului de bărbați, femeile au lucrat peste orar și au avut probleme psihice. Bărbatul, dacă muncește peste orar, mai mult decât că e somn și obosește și face febră musculară, nu pățește absolut nimic. Pentru că e destinat de Dumnezeu să aibă capacitatea rațională să coordoneze lucrurile. Așadar, dragii mei, aveți grijă de soțiile dumneavoastră și în vederea educării copiilor. Că o soție bine educată, într-o stare spirituală bună, îți prea mult din sarcinile tale, ți-a fost creată de ajutor. Dar dacă ea nu este pregătită să se ocupe de copiii tăi, și apropo, cei care nu sunteți însurați, vedeți că fata pe care o luați trebuie să fie în stare să fie și mămică. Asta e mare slujbă, să educeze, să educe homo sapiens în valorile creștine. Responsabilitatea mamelor, știți vorba românească, numai mamă să nu fii, nu? Cum a zis o biată soră cu mai mulți copii, trecând ani, a zis, frate, numai trenul n-a trecut peste mine, rest toate necazurile. Da, dar toate astea, în final, se plătește, se plătește bine, nu? Doar Dumnezeu plătește mai bine decât fata lui Faraon, nu? A zis către o mamă evreie, că zice, uite, dacă grijești copilul ăsta, eu îți plătesc. Sunt state în care se plătește prin alocație sau alte indemnizații sau chiar pensionare. E și la noi un proiect de lege să ne rugăm să treacă. Nu știu în ce fază e, dar poate cu iz electoral cândva se aleg surorile noastre care au câțiva copii cu ceva bani. Asta gândesc ei pe motiv de depopulare accentuată a țării. Stimate surori, dumneavoastră, aveți ceva ce noi nu avem, bărbați. De aceea mi-este milă de homosexuali. Că nici 100 de bărbați n-au ce are o femeie. Și nici 100 de femei n-au ce are un bărbat. 100 de femei n-au barbă. Bărbatul unul singur să fie, șansă de 99% să aibă barbă. Dar nu numai în asta constă diferența și completările. Dumneavoastră ca și mame, sunteți liantul familiei, faceți legătura între soț și copii. Eu obișnuiesc uneori să spun că datorită faptului că Dumnezeu v-a dat un vocabular mai bogat, știți că femeile vorbesc mai mult, învață copiii să vorbească și ei mai repede. Cu noi, cu tații, ar învăța să vorbească poate mai târziu numai. Este foarte important să vă dedicați copiilor. Trăim într-o societate în care rolul de mamă e repudiat. Se crede că nu te poți dezvolta profesional. Eu recomand ca fetele să facă școală, cel puțin, și dacă vor fi să fie mame, nu mai plătesc în meditație la altele, să descurcă ele. Oricum, mama cu timpul devine cel mai bun medic, cel mai bun învățător, va fi policalificat. Preluați-vă această slujbă rânduită de Dumnezeu. Chiar dacă sună oarecum neplăcut ce a spus Dumnezeu la început, Genesa, capitolul 3, versetul 16, femeii i-a zis, și ce a zis e valabil numai de la culoare încoace, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Observați Dumnezeu în urma păcătuirii, și asta nu se suspendă când ne întoarcem la Domnul, rămâne până în capăt, mai sunt doar excepții. Fac aici o mică paranteză, îmi povestea fratele Mureșan de la Gherța Mică, a născut soția lui, oricum peste 10 ani, copii au gemeni și la un moment de rugăciune, nu a vrut să se ajungă la ecograf,
Domnul îi spune printr-un proroc, femeie, porți în pântecile tău un fiu și o fică. Și când s-a dus la ecograf, îi spun la doctoriță, înainte de a observa, ea zice, e sarcină gemelară și e un băiețel și o fetiță. Dar la cine mi-a făcut ecograf? La nimeni, numai la rugăciune. Cum vine asta? El nu citise că în Genesa a mai spus Dumnezeu la cineva, că sunt doi acolo. Și printre altele a mai spus Dumnezeu într-un mesaj profetic așa. V-am dat numele ca să o întrebați dacă nu credeți. Anul trecut s-a întâmplat asta. Zice, ascultă femeie, nu te teme. Voi face cu tine ce, să nu greșesc aici, era un cuvânt ce n-ai auzit, ce crezi că nu se poate ceva de genul ăsta. Și-a născut sarcina asta gemelară fără durere. Dar astea sunt doar excepții. Dar, spune textul biblic, voi mări foarte mult suferința în sărcinarea ta. Vă rog să vă gândiți. V-am spus, sunt și femei cărora nu le este dat să aibă copii, dar în general, de exemplu, în România, media statistică în secolul XIX era 8 copii pe familie. Nu mă poate convinge nimeni că cu un copil sau doi înseamnă că voi mări foarte mult suferința și sărcinarea. Înseamnă că nu pricepe să citesc românește. Repet, dacă Dumnezeu nu dă, nicio problemă. Dar vorbim de situațiile general întâlnite. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Am citit într-o carte că în evreiește textul ăsta sună puțin diferit. Cam așa. Femeia a zis, fiindcă ispita de a-ți stăpâni bărbatul te va urmări toată viața, de aceea îl pun să te stăpânească. Și când am explicat asta undeva, a zis o soră, ce e drept cum scrie în evreiește, nu în românește. Eu nu știu cum e, că n-am fost femeie. Dar mi-am amintit că la o conferință pe temă de familie la Roma îmi vine un bilet și spune, frate, dumneata știi ce greu este să naști sarcini la rând și cezarieni? Și am zis, surorilor, nu știu și am mare respect pentru cele care sunt mame. Dar vin cu o întrebare, ne-am zis. Cum se face că bărbații când nu vor să muncească așa cum a zis Dumnezeu și femeile când nu vor să sufere așa cum a zis Dumnezeu, sunt mai departe de Dumnezeu decât cei care muncesc și suferă? Și am ajuns la convingerea că Dumnezeu când a rostit aceste cuvinte nu era nervos. Ca și cum am spune noi când batem un copil la nervi și după aia ne pare rău. Nu! Dumnezeu a rostit aceste sentințe și vă rog să vă gândiți la ce spun. Pentru că în aceste condiții ne putem mântui mai ușor. Dumnezeu a rostit aceste cuvinte când a scos pe om din rai cu gândul să-l readucă în rai. Nu să zică să nu te mai văd. Așadar, înțelegeți această chemare de la Dumnezeu de a fi mame și vă citesc din Noul Testament 1 Timotei capitolul 2 pentru că este un verset legat de acesta. 1 Timotei 2, versetul 15. Aici scrie versetele anterioare că femeia a fost amăgită și totuși ea va fi salvată. Adică nu-i problemă că a păcătuit, că toți suntem mântuiți, fie bărbați, fie femei, în Hristos nu-i deosebire. Dar iată care-i misiunea unei mame. Să stăruiască în urma nașterii de fii, că de asta vorbim, de educație, cu smerenie, că dacă ai copii, smerenia te caută. Vorba unui frate, până sunt mici, te calcă de la umeri în jos, după ce smar, te calcă de la umeri în sus. Și te țin la sol. În credință, în dragoste și în sfințenie. Adică să poți să spreiei rolul ăsta de mamă încrezătoare în Dumnezeu, să poți să faci asta cu drag și să ai ca prioritar sfințenia, voia lui Dumnezeu. Amin? Se întrebă pe bărbați dacă își doresc asemenea femei? 100%. Așadar, să înțelegem, dragii mei, recapitulez și mă opresc aici, urmând ca după o cântare sau o rugăciune, ce vreți, la Bihoren știu că tare le place cântările. M-ați convins și în seara asta. Vreau să înțelegem, recapitulez pe scurt ceea ce am zis până aici. Suntem responsabili ca părinți înaintea lui Dumnezeu din momentul în care ne-am căsătorit.
Păstorul principal de la noi, fratele Micurescu, era proaspăt căsătorit și era la un moment de rugăciune în Timișoara. Și vorbește Domnul pe fratele Todoraș de la Izvin, un proroc, un păstor din Banat. Îi zice, cum pronunță dumnealui, măi, Iojin, am văzut în dreptul tău și a soției tale o vedenie, un fir de grâu cu 5 boabe. Când m-am uitat, erau 6 și apoi când le-am mai numărat odată, a fost iar 5. Nu știu ce înseamnă 5, 6, 5, dar toate boabele au fost la fel, să știți. Veți avea ori numai băieți, ori numai fete. Nu se născuse niciun. Au fost 6, dar una a murit la naștere, 5 fete au rămas în viață. Ei, acea responsabilitate, repet, trebuie să o luăm din momentul nunții. Responsabilitatea privește pe amândoi și trebuie să fie o conlucrare, să ne gândim că suntem un singur trup, nu doar la procreere, să fim un singur trup și la educare. Adică până la sfârșit, atât tata și mama să fie deplin pasionați de copii. Să nu fim cum scrie de femeia aceea imorală din Ezechiel 16, că s-a dezgustat și de bărbați și de copii. Și nu a rămas pasionată vieții de familie. V-am spus de asemenea că noi ca bărbați avem o chemare specială în a coordona familia și în a avea grijă de soții, ca dacă Dumnezeu a rânduit să poată să fie mame. Spune Scriptura în Efeseni 5 cu 28-29, vorbind bărbatului, nimeni nu și-a urât trupul lui. Și vorba de Doamna. Și îl hrănește, îl îngrijește cu drag. Asta presupune mult. M-am întâlnit odată la o nuntă în Paris cu un soț care era alături de soția lui, aveau 60 de ani de căsnicie, 80 de ani de viață. Și zice, frate, eu m-am rugat încă din tinerețe, înainte de a fi căsătorit, Doamne, să-mi dai o soție pocăită și sănătoasă. Și zicea bătrânul cu o mulțumire, zice, frate, n-a fost la spital numai când a născut. Ei, nu la toți le se dat așa, dar noi ca soți trebuie să avem grijă. Iar dumneavoastră ca și soții, dacă Dumnezeu v-a dat harul să fiți mame, considerați asta o onoare și faceți-o cu pasiune. Atât când sunteți însărcinate, până veți ajunge străbunici. Să fie, cum s-a citit în Psalmul 28, să vezi pe copiii, copiilor tăi, pace să fie peste Israel. Amin. Vom vorbi acum despre educația în primii ani de viață. Și apoi tot în seara asta despre educația în anii de mai târziu. Urmând ca mâine, prin harul Domnului, dacă veți fi de acord, să vorbim despre educația pământească și respectiv educația spirituală, despre disciplină și despre educația copiilor mari în vederea pasului căsătoriei. Eu nu sunt un părinte desăvârșit. Unii lucruri le-am învățat din Scripturi, le-am trăit, altele le-am învățat gustând înfrângere. Eu sunt de părerea unei vorbe care spune biserica nu este un muzeu de sfinți, un spital de păcătoși. Aici ne tratăm. Ne recunoaștem în cine am făcut bine. Ne rugăm Dumnezeu să ne ierte, să ne ajute mai departe, pentru ca în final să ajungem desăvârșiți, noi și copiii noștri. Așadar, toți suntem pe drum, toți avem de învățat. Și să știți că în viața de familie, tot timpul trebuie să fie educat. La început nu știi cum e să ai copii. După aceea înveți cum e să ai copii mici. Dar nu știi cum e să ai copii la grădiniță. De-abia peste vreo 2-3 ani. După aceea știi cum să ai copii la grădiniță, dar nu știi cum e să ai copii la școală, nu? După aceea înveți cum să ai copii și la școală și la facultate, poate, dar nu știi cum să fii socru și soacră. Mie îmi place să spun că soț și soții, tați și mame ne facem noi. Socrii ne fac alții și bunicii de asemenea ne fac alții. Și noi tot timpul trebuie să ne școlăm pe când ei ne dau noua încadrare, să știi cum să te porți. Tot timpul în viața de familie trebuie să înveți. Ultima lecție, cum să fii străbunic.
final cum să pleci, trebuie să înveți. Și nu e chiar simplu. Cum spunea cineva într-o discuție, eram de față cu un frate mai în vârstă, zice, eu pe când văd că nu mai sunt în stare, mă trag deoparte. Dar celălalt zice, da, dar asta e problema, că atunci când nu mai ești în stare, nu vezi că nu mai ești în stare. Și nu e chiar simplu uneori în aceste etape noi ale vieții să faci față. Însă cuvântul lui Dumnezeu, modelul divin și al Sfinților, este o învățătură binevenită pentru noi. Eu, soția, suntem acum în faza aceasta, avem copii și căsătoriți și necăsătoriți, mulțumim Domnului, sunt toți botezați, cel mai mic are 20 de ani și într-o anumită măsură știm cum este, mai departe vom vedea. Dragii mei, în primii ani de viață, nu vreau să vă dau multe informații, doar câteva așa să punctăm, este foarte important să lucrăm la formarea conștiinței copilului și a cunoștințelor. Țineți, e ușor de ținut minte. Cunoștința și conștiința. Tot ce facem în viață este un proces verbal semnat de acestea două sau numai de una dintre ele. Este foarte important până copilul este mic să îi fie fixate noțiunile de bine și rău, de alb și negru. Trăim într-o vreme în care tare mult îl place să coloreze gri. Biblic vorbind, zonă gri nu există. Yes or no. Viu sau mort. Nu se poate, nu este alternativă. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dar niciuneva să se localizeze între cei doi stăpâni sau în afara sferilor de influență. Spune Scriptura în cartea prorocului Isaia, capitolul 7, vă citesc versetul 15, el e o profeție despre Domnul Iisus Hristos, dar și un aspect general despre copii, el va mânca smântână și miere până va ști, ce înseamnă a ști, cunoștință, să lepe de răul și să leagă binele. Dar Dumnezeu știe ce e bine și ce e rău, pentru că nu-i învățat. Scriptura spune, vă citesc din cartea de Deuteronom, capitolul 30, versetul 15, sunt cuvintele lui Dumnezeu care l-a luat pe Israel întâi născut. Iată, spun înainte viața și binele, moartea și răul. O cunoștință foarte clară. Binele aduce binecuvântare și viață, răul, prin blestem, aduce moarte. Sunt copiii care cresc în familie unde nu sunt educați și asta e cea mai mare nenorocire. Cum spunea un biet copil care a ajuns tânăr, Dumnezeu l-a chemat la pocăință, zice el, eu n-am auzit de Dumnezeu numai când înjura tata. Și tragedie. Dar nu e vorba numai de aspectele mântuitoare, pe care a spus că vorbim mâine seară. În orice, copilul este bine să știe ce este bine și ce nu este bine. Rețineți o maximă. Cea mai bună tovărășie pentru un copil, o tovărășie de viață întreagă, este un cuget, o conștiință bine formată. Nu va putea fi tata și mama să fie tot timpul prezent copilul. Dar dacă ajutăm la formarea unei conștiințe, copilul greșește. Pedeapsa nu e prima pasiune a părinților. Prima pasiune trebuie să fie, băiete, fetițo, uite, asta este bine, asta este rău. Dacă ai făcut bine, bine vei fi primit, bine cel neprinit lui va merge bine, uite, ai făcut rău, uite, care sunt cauzele răului, explicațiile, efectele. Acestea cer timp, pasiunea de care vorbeam înainte. Dacă îi vom învăța pe copii ceea ce e bine și ceea ce nu e bine și dacă vom fi pe una, degeaba tata spune una și mama cu biletele de voie, sau invers, este mama mai autoritară și mai punctuală și tata nu are nicio regulă. În cazul acesta, copiii vor crește în confuzie, mai greu este cu familiile mixte.
Dar și acolo, prin ajutorul Domnului, avem cazul lui Timotei, tata grec, mama evreică, l-a învățat din pruncie. Și de unde am putea să învățăm mai bine binele și răul decât din Scriptură? Scriptura, vă rog să observați, știți de altfel, în Vechiul Testament, nu se ocupa numai de cele spirituale. Se ocupa și cum să semeni în grădină, și cum să te speli, cum să mergi la armată, toate erau aici. Legi civile, sanitare, funciare și așa mai departe. În țările creștine, atunci când s-a practicat educația creștină, oamenii au fost civilizați. Pentru că Biblia te învață toate. Biblia a învățat pe evrei cum să meargă la toaletă. Au fost reguli de igienă care au fost acceptate în medicină abia în secolul XIX, ceea ce Biblia a dat prin Moise acum 3000 de ani. Pentru că și cartea asta sfântă ne învață în toate privințele. Dar Scriptura are acest criteriu fundamental de bine și de rău. Și noi putem să uzăm de acesta, să ne ocupăm de copii în ce privește cunoștința și conștiința, pentru că Dumnezeu i-a dotat ca atare. Vă citesc din Cartea Romani, capitolul 2. Știți, copiii, până sunt mici, foarte mult întreabă. Poate vă amintiți de întrebările copiilor, asta ce-i, asta ce-i? Și sunt foarte doritor să audă. Atunci sunt benzile goale și trebuie înregistrat. Tata și mama trebuie să-și facă timp. Romani, capitolul 2, vă citesc de la versetul 13, 14. Când neamurile, măcar că n-au lege, adică nu au ajuns la Scripturi, fac din fire lucrurile legii. Prin aceasta, ei care n-au lege, își sunt singuri legi și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor. Aici trebuie lucrat, la cuget și la gânduri. Gândurile ce înseamnă? Cunoștința, ideile, tot ceea ce are un om în mintea lui. Pentru că și copiii sunt înclinați spre rău, dragii mei. Mi-amintesc că unul dintre băieții noștri s-a urcat pe un scăunel undeva, era un stativ la chiuvetă cu niște farfurii, le-a răsturnat, erau de porțelan, s-au spart, a văzut că nu-i zicem nimic, ce să-i mai spui, că oricum nu-i mai puteai lipi, n-am fost noi mai atenți. A stat puțin, s-a uitat la noi și, măcar că nu prea știa bine să vorbească, a arătat spre fratelui zicând că el le-o spart. De ce, dacă nu l-a luat la rost, el a vrut să se dezvinovățească? Simțea această apăsare în cugetul lui. Conștiință. Dar conștiința e din naștere ca și un computer care îl cumperi, mintea copilului este ca și un hard, are capacitate. Dar tu trebuie să folosești diferite softuri și programe apoi. Depinde ce introduci. S-a încercat să se crească copii fără să vorbească nimeni cu ei și să facă ce vor, numai că să nu se omoare. Știți ce a rezultat? Nici n-au vorbit acei copii. N-aveau nicio regulă. Dar am citit spre niște copii, pare mi se 42 la număr, sau să nu greșesc, luați de undeva din jungla Amazonului, sălbatici, fără haine, fără școală. Și fiecare zi se împărțea câte un fruct, mango. Și dacă unul care era mai robust lua câte două fructe, era un îngrijitor între ei cu bățul și spunea, atingându-l puțin, unul. După două săptămâni toți știau să-și ia unul și să numere. Unul! Când îl lua în mână. Că fără educație nu există cunoaștere. Mintea la copii, care se dezvoltă până la vârsta de 21 de ani și atât. Dragi copii, țineți minte, după 21 de ani, cât vii procesorul ta rămâne. Și până la 24 de ani, încă se poate memora ușor. La copii și la tineri până la vârsta asta, mintea e ca o pâlnie. Acumulează mult, pierde puțin. La bătrânii tot pâlnie numai întoarsă. Așa că dacă faceți concurs cu bunica, cine învață întâi un psalm, îi luați toată pensia. Voi aveți șanse să învățați. Deci e foarte important să folosim perioada asta, primii ani de viață. Vă citesc Psalmul Proverbe, capitolul 22, versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Și nu se uită. Și când va îmbătrâni,
nu se va bate de la ea. Adică este șanse să rămână pentru toată viața învățat, dar nu doar așa cum este acum în relativismul postmodern. Fiecare ce îi place. Când s-a ivit în scena istoriei modernismul, a apărut un dictor cu cuvinte latine. Cogito ergo sum. Gândesc, deci exist. Dar acum în postmodernism s-a schimbat dictonul. Cogito ergo dubito. Dubito ergo cogito. Mă îndoiesc, deci gândesc. Adică totul o fi sau nu o fi. Aici lumea nu oferă nimic stabil, totul e fluid, totul se mișcă. Și noi ca și părinți avem datoria să fixăm noțiunea de bine și de rău în mintea copiilor noștri. Adică să utilizăm mintea cu care Dumnezeu a zestrat, fenomenul conștiinței cu care Dumnezeu i-a dotat și acestea două să însoțească toată viața, să știe ce e bine, ce nu e bine. Și Dumnezeu să vă ajute ca părinți. Amin? Dar știți de ce vă izbiți în acest proces? De îndârjirea copiilor, de eu. N-ați întâlnit copii care nu pot zice pe R, dar știu să zică nu vreau. Și eu când îi întâlnesc, îi spun, măi, și tu ești din neamul lui nu vreau. Că toți copiii sunt din neamul ăsta. Adică unul zice că nu vrea pe față și celălalt zice că vrea, dar nu vrea. Nu a fost așa în pildă aceea din Matei. Unul a zis că se duce și tot nu s-a dus. Celălalt zis că nu se duce. Spus din capul locului. S-a pocăit ulterior. Se spune că și copiii sunt mai greu de dresat decât un catâr. E recunoscut catârul pentru încăpățânarea lui. Iată, stimați părinți, de ce Dumnezeu a rânduit să nu crească copiii așa repede. Când câți ani sunt și tot nu reușim să ne descurcăm cu educație bună. Dar dacă creșteau într-un an, erau sălbatici. Dar este foarte important în primii ani de viață să fie înfrânt eul. Și aici lumea e tocmai pe dos. Să-l lași să facă ce vrea. Dar s-a absurs. Că pe când e mare, tot nu lasă societatea să facă ce vrea. Adică până e mic, n-ai voie să-i spui o vorbă. Când e mare, dacă nu îl duci la pușcărie. Măi, omule, de ce nu m-ai lăsat să-l închid eu în cameră la arest? Și scăpa de pușcărie mai târziu. Dar părerea mea că europenii nu gândesc la ora asta. În timp ce dau legi să nu te atingi de copil, primesc musulman care o să dea lege să-i bată și pe tatăl și pe măsă. E ceva absurd, dar asta este. Dragii mei, noi să ținem cont de ceea ce este scris. Și aici vă recomand, care aveți copii mici, să luați cărți a fraților menoniți. Oamenii ăștia vin cu o istorie de 500 de ani și își păstrează cadența. Și noi românii suntem mai puțin disciplinați, de regulă. Până-i copilul de câteva luni, să vă dau un exemplu, citeam într-o carte de-a lor că o mămică, care avea un copilaș, o fetiță de câteva luni, zice la o mamă, care avea 5 copii, ce te faci? Eu nu pot să mă duc în bucătărie, imediat plânge, nu pot să ies până afară, nu mă duc până la toaletă, plânge. Și da, e bolnavă? Nu. Îi dai să mănânce? Da. Ai schimbat-o? Da. Ei, atunci trebuie să o înveți când vrea să o iei din pătuc să râdă. Asta nu se poate. Și ba da, uite, eu stau la tine 2 săptămâni și te învăț. O lua pe fetiță din pătuc să o alinte. Când nu plângea? Și când plângea, dacă are cele necesare, rămâne liniștit acolo. Și a prins fetița șmecheria și în loc să plângă, râdea să o ia în brațe. Copiii sunt mai deștepți decât ni se pare nouă. Se spune că o mamă de 2 ani a întrebat pe un om care se ocupa de educația copiilor, a părinților, zice, frate, am un copil de 2 ani, de cât timp când trebuie să mă apuc de el să învăț? Zice, fugi acasă, că ai pierdut 2 ani, fugi repede, nu mai pierzi ziua de azi întreagă. Asta e perioada în care trebuie să ne fie înfrântă voința. Tu îi spui, închide ușa. Eu nu închid. Știi care e gravitatea acestui fapt? Că nu îl silești să o închidă. Când va fi mare, nu numai că tu îi spui, nu ieși și el pleacă. Nici de el nu va fi în stare să asculte. Își zice, mă, nu mă duc. Și nu se poate controla și se duce. Că nu i-a fost înfrânt eul, repet,
Nu numai că nu va asculta de tine, nici de el nu o să asculte. Că spune Scriptura că cine nu-i stăpân pe sine, cum e? Ca o cetate surpată și fără ziduri, nu are ușă. E foarte important, dacă vreți, vă citesc un cuvânt, v-am spus că nu vreau să mă obosesc cu prea multe referințe, scrie în Evrei că și Domnul Iisus a învățat 5 cu 8 să asculte de lucrurile pe care le-a suferit. Înfrângerea voinței. Vă citesc din Deuteronom, capitolul 8, cum și-a crescut Dumnezeu copiii și ne-a lăsat nouă ca model. Și cu asta vreau să se corecteze tații sau mamele care sunt foarte permisivi. Le-am spus la câte unul care îi lasă pe copii să facă ce vor, zic, dacă se face vreun concurs de părinți care țin la copii mai mult decât trebuie, voi luați premiu. Sper să nu luați și dumneavoastră vreo mențiune. Deuteronom, capitolul 8. Vă citesc de la versetul 2. Dar adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, ca să te smerească, să te încerce, să-ți cunoască pornirile. Și acum atenție, să vadă dacă ai să păzești sau nu. Asculți sau n-asculți? Și ce-a făcut pentru asta? Versetul 3. Te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, nu să mor de foame. Te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai, nici părinții tăi. Și acum atenție, versetul 5. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeu tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Copiilor care le sunt date toate de-a gata, e rău. Dar copilul învăța să fie disciplinat, acum e timp de una, de alta, asta faci, asta nu o faci, asta îți dau, cealaltă ți-o dau când cred că este timpul, va fi foarte avantajat în viață, pentru că ascultarea e un lucru de căpătâi, face mai mult decât jertfele. Ceea ce înseamnă că nu te poți bucura de un copil că ți-a adus jertfe și ți-a adus note bune și că este harnic, că este isteț, că știe să cânte, dacă n-ascultă acel copil, nu a învățat acea lecție binecuvântată a copilăriei. Acum dați-mi voie să mă adresez puțin la copii și să le citesc din Efeseni, capitolul 6, versetul 1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este? Ce i-am învățat acum pe părinți? Că trebuie să vă silească să ascultați. Eu am avut un tată autoritar, m-a iubit, am fost singurul băiat după două fete, dar dacă tata mie mi-a spus să mă duc în sus, apoi și dacă voiam eu să mă duc în jos, a trebuit să mă duc în sus. Și îmi spuneau copiii mei că l-a auzit odată la ambon, lăudându-se cu mine, că a știut să mă crească. E foarte important. Ascultați de părinții voștri că ce este, și acum vorbesc cu voi, nu cu părinții. De ce-i drept să ascultați de părinți? Hai, să aud. Cu alte cuvinte, de ce sunteți voi dator că să ascultați de părinți? Eu am învățat în seara asta că pe voi trebuie să vă silească să ascultați. De ce trebuie să ascultați? Aveți ceva datorii la părinți? Au făcut ceva părinții pentru voi? Eu nu știu cum e la Chiraleu, cum spus fratele că a fost primat. Eu știu aici pe ce lume trăiți, nu știu, hai. Sau ce fac părinții pentru voi aici, pentru copii? Ce fac? Ce au făcut pentru voi până în seara asta? Ziceți mai că de cântați, știți cânta, hai. Grăiți! Ce au făcut părinții pentru voi? Discut cu băieții, au făcut ceva părinții pentru voi până în seara asta. Ce? Și cine v-au născut, mă? Ei nu v-au crescut? Așa, bun, deci v-au născut, v-au crescut. Măi, care e mai bun la matematică, a socotit de câte ori v-au pus merinde la școală? Măi, câte ciorbă, cam câte ar fi o oală să îmi scape câte ciorbă ați mâncat voi, cât lapte, cât... Măi, măcar ați numărat de câte ori v-au cumpărat încălțăminte. Și până când părinții vă tot ajută? Cum e aici legea la Chiraleu? Până când? Voi, fetelor, că vreți să vă... fetele visează, fie mirese, așa, vă ajută părinții la nuntă? Cum e aici? Sau nu vă ajută? Sponsorizează ceva? Dar după aceea în viață vă mă ajută? Și acum vine o întrebare. E drept să asculte părinții sau nu e drept? Păi, la cât fac părinții pentru copii? Care crede că nu e drept să asculte părinții? Și ce îmi spune mie să ascult? Păi ți-a dat viață, măi. Te-a îngrijit. A ascultat de părinții ceva natural, legitim.
Și scrie aici, nu doar s-a scurs că ești dator să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ce înseamnă asta? Să cinstești. Deci să asculți. Și cu respect. Nu doar mamă, n-am ce face că, na, și tu ai făcut pentru mine, acum trebuie să-mi plătesc datoriile. Nu așa. Nici mama nu te-a născut așa doar ca să-ți plătească datoriile. A considerat că e o datorie de la Dumnezeu să fie părinte. Și din partea voastră este datorie să-i cinstiți pe părinți, să-i respectați. Amin? Undeva în Timișoara, un bărbat la vreo 30 ceva de ani s-a îmbolnăvit și era pe moarte. Și-a venit în minte versetul ăsta. Doamne, Tu ai spus că dacă un copil își cinstește părinții, îi dai zile multe. S-o duc la tata și la mama că treau tata și mama, spui drept ce copil am fost. Băi, băiete, tu nu ne-ai supărat. Zice, atunci să știți că nu mor. Dar de ce? Așa a zis Dumnezeu. Îi spun să-și respecte cuvântul. Și Dumnezeu l-a vindecat de cancer. Pentru că este foarte important să ascultăm. Și acum vin cu o întrebare, dragi copii. Măcar că e drept ca să ascultați de părinți, măcar că Dumnezeu vă cinstește, vă întreb, vi se mai întâmplă câteodată să nu-i ascultați? Așa numai încet faceți în semn cu ochiul să nu vadă ei așa. Uite, în seara asta vin cu o propunere pentru voi și apoi vă explic cu la părinți împreună ceva. Vreau să vă învăț cum să fiți fericiți în viață fără să mă ascultați de părinți. Vă interesează? Vă învăț cum să fiți fericiți în viață fără să mă ascultați de părinți. Sper că n-aveți emoții. Proverbe, capitolul 3. Educația în anii de mai târziu. Proverbe 3, vă citesc de la versetul 13. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, rețineți, ferice. Întorc pagina. Observați ce vă oferă înțelepciunea. Versetul 16. În dreapta este viață lungă, ca la ascultare de părinți. În stânga ei bogăție și slavă. Versetul 18. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Deci, băieților, la fericire se ajunge pe calea ascultării de părinți. De-aia părinții vă strunesc, vă învață ce e bine, ce e rău, că vor să fiți fericiți. Dumnezeu le-a poruncit să vă învețe. Dar voi puteți să ajungeți fericiți fără să mă ascultați de ei. Ca să vă dau un exemplu, să mă înțelegeți. Când copilul este mic și nu poate să umble, așa e că tata și mama îl ține de două mânuțe și se bucură să reze în picioare, nu? Dar după ce umblă singur, tot îl ține tata de o mână, mama de altă, nu? Păi nu îl lași să umble singur, nu? La început îi bași tu în guriță, dar după ce se descurcă, un copil la 10 ani să vezi că ține tot tata mâna pe lingură sau mama, ce zici? Păi, handicapat, săracu. Dragi copii, ascultarea de părinții numai până pricepeți voi. După ce ați priceput, trebuie voi să știți ce aveți de făcut. Nu? Am o întrebare, băieți. Fiul risipitor, când a plecat de acasă, ce ziceți voi, era înțelept sau nu era înțelept? Păi cum să fie înțelept dacă a plecat cu bani și s-a întors cu mâna goală, nu? Pleci în Germania cu avere și te întorci înapoi așa, cu zdrențe. Da? Știți ce a zis fiul risipitor când s-a întors acasă? Luca 15, cuvintele din pilda Domnului, versetul 19. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Ce înseamnă argat? E cunoscut cuvântul aici în Bihor? Adică a vrut să spună, tata, mă întorc și-ți arat eu acum ascult. Unde mă trimiți, acolo mă duc. Și-a dat seama unde a greșit copilul ăsta. N-a ascultat și nu a fost nici înțelept. Dar tata a zis, măi, băiete, tu de acum gândești. Nu te mai pun să asculți. Acum tu știi singur ce ai de făcut. Eu nu cred că el a fost atât de nepriceput să mai distrugă și alta avere de la tata. A înțeles ce ai de făcut.
Fetelor, poate mamele vă tot dau de grijă, fiți atente la băieți că vă trimiți mesaje și nu trimiteți poze și tot vă spun și alții și poliția, nu dați date pe Facebook și așa mai departe. Dar care-s prostuțe? Ele se trec acolo, în piața de opt. Care-s cuminți? Nu mai trebuie să le învețe mama. Ce se va bucura mama când tu vei spune, mama, un colector vrea așa să mă scoată la plimbare, să-i dau poze. Dar pe mine nu mă duce de minte. Asta, altele. Dragii mei, educația în anii de mai târziu trebuie să aibă în vedere înțelepciunea pe care trebuie să o dobândească copiii. Ca apoi, când vor fi independenți de noi, să se poată descurca singuri în viață. Cel mai mare har pentru un părinte este să te asculte copiii de la distanță. Să te asculte când îți mari, dar asta nu vor putea o face numai dacă au dobândit înțelepciunea. Spune Pavel, adresându-se filipenilor ca un părinte spiritual, vă citesc din capitolul 2, de la versetul 12, astfel, dar preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători. Deci educația începe cu ascultare, care trebuie imprimată. A plecat Pavel de la ei, era în închisoare, oricum nu mai avea ce să le fac. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față. E durere când copiii te ascultă numai dacă ești de față. Poate și atunci cu bâta între ei. De ce sunt animale? Când sunt deja mari, nu mai merge. Am mai întâlnit eu tați care la 60 de ani au făcut sporturi asiatice să se poată apăra de băieți. Dar asta tot nu mai ține mult. Că tot băieții vor fi mai tari și dacă nu sunt înțelepți, apoi cu forța, nu faci nimic. Citesc finalul versetului, recitesc, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Pentru că în mod normal un copil când nu-i tata de față trebuie să fie mai atent. Că dacă era și tata, băga tata de vină, nu? Când te duci cu instructorul în dreapta, are pedală dublă, nu? Ascult, stop, frână, mergem. Nu le place. Da, dar ți-a plăcea dacă ai învățat bine când ești tu șofer să n-ai accidente, așa-i? Dar când ești fără instructor sau fără tata și mama în dreapta, trebuie să fii mai atent la drum ca unul care n-ai experiență. De aceea, ascultați-mă, stimați părinți, vă citesc din Proverbe, capitolul 4. Asta, de fapt, trebuie să fie marea noastră sarcină ca părinți, să putem duce copiii la calea înțelepciunii. Proverbe 4 de la versetul 1. Începem cu tați. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Și au zis de când începe educația, versetul 3. Căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiul ginga și singur la mama mea. Și știți că Bathsheba după Solomon am avut copii. 5 copii a avut. Deci tatăl său s-a preocupat de educație până era mic. Cum spune Scriptura și de Samuel, că era mic de tot. Dar ce l-a învățat acel tată când era mic? Versetul următor. Dobândește înțelepciune. Dobândește pricepere. Nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și ea te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Am o întrebare pentru tineri, ca să-i angajăm și pe ei. Știți de ce Solomon a cerut înțelepciune de la Dumnezeu? Tată s-a spus. Păi citesc asta. Nu doar din povestea lui Solomon, când și avem aici în Proverbe 4, amintiri din copilărie. Dar spune Scriptura în 1-a carte a Cronicilor, 22:12. Numai să-ți dea Domnul înțelepciune și pricepere. Și l-a reținut ce a spus tata, auzi, numai să-ți dea Dumnezeu înțelepciune și pricepere. Și când l-a întrebat, Dumnezeu, ce ceri? Bă, ce-a zis tata? Că știa Solomon, dacă asta primesc, le primesc toate la pachet. Știți că înțelepciunea se dă numai la pachet mare. Mână largă și fără mustrare, Iacov, capitolul 1. Dar dacă n-avem înțelepciune, îmi pare rău să spun, fetelor, știți versetul ăla, Proverbul 11:22, fată frumoasă și fără minte cum e? Numai în cocină vezi cum e.
dar nu indicat să zic mai departe. Și din nefericire mai avem asemenea situații. Fie din vina părinților, fie din vina copiilor, că nu vor să dobândească înțelepciunea. Ce înseamnă de fapt înțelepciunea? Ca să fim practici, vă citesc Proverbe capitolul 2. Să știți că înțelepciunea nu se dă la primul colț. Dacă aș putea acum să vă dau eu înțelepciune, nu merge așa cu cablu și cu stick. Nu merge așa, dintr-un film așa scurt, nu? Proverbe 2. Aici sunt 7 de dacă. Dacă, 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 dacă. Versetul 5. Vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. 6. Căci Domnul dă înțelepciune. Dragi părinți, dacă vreți copiii dumneavoastră să fie înțelepți, educați-i în primul rând din Scripturi. Îmi pare rău că sunt părinți care trudesc pentru copii să-i învețe să fie curați, ordonați, să le cumpere tabletă și să-i ducă să facă antrenamente sportive și toate, toate. Și știți ce rămâne adesea nefăcut? Educația înțelepciunii. Pentru că așa cum vă spuneam înainte din Biblie, înveți nu doar cum să te mântui, înveți cum să te porți în toate privințele. Și un copil care a fost învățat înțelepciunea, dacă a primit-o, spune Scriptura, aici, versetul 10, înțelepciunea va veni în inima ta. Și aici e ceva frumos. Cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, chipzuința te va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. Adică în așa fel să prezentăm învățăturile sfinte la copii, încât să fie ceva plăcut. Știți cum scrie în Psalmul 19, că și cuvintele sfinte sunt mai de dorit decât mierea. La evrei se spune că atunci când învățau alfabetul, de la 5 ani intra un copil să învețe Tora și de la 12 ani Talmudul. Făceau prăjituri în forma literelor și copilul le aranja ca să învețe cuvintele și apoi mânca prăjiturile. Și zicea psalmistul că dacă mânci prăjiturile astea dulci, că le făceau cu miere ca să juerea zahăr. Zici, dar ce ai învățat, cum le-ai așezat literele, le-ai mai dulci? Că înțelepciunea va veni în inima ta și va fi desfătarea ta și tu vei ști ce ai de făcut. Că dacă Dumnezeu a dat înțelepciune copiilor noștri, ăsta e mare har, spune Scriptura în Proverbe, la ce folosește înțelepciunea pentru cel nebun, că n-are minte. Adică n-are unde să o pună, dragii mei. Dar dacă copiii sunt înțelepți, mi-amintesc că eram la școală, la ce slujește argintul în mâna nebunului, se cuperă înțelepciunea, dar n-are minte. Deci dacă avem înțelepciune, minte, copiii, ăsta e cel mai mare har, umpleți-le mintea. Mi-amintesc că eram la școală și a venit unul care nu a putut face școală, că n-avea înțelepciune, cu doi porumbei în brațe. Noi băieți ne-am dat pe lângă el, unul zice, romule, învins porumbeii. Și mama sa, ca să nu păgubească de tot, i-a zis, o știut cum merg prețurile, ci băi, din 14 lei să nu-i dai mai jos. Și unul zice, îți dau 20 lei pe el, dar el nu știa bani. Și eu din 14 nu vi las. Bietul om, dacă n-avea înțelepciune, dar asta nu-i mare pacoste, că numai 6 lei ar fi pierdut. Știți ce e rău? Când scrie în Proverbe 7 că ai văzut un băiat fără minte, a ieșit pe stradă, a deschis computerul și a ieșit în colț, în colțul paginii web, știi? Și a ieșit o fată care l-a dus în rătăcire și n-a avut minte, asta e rău. Un tânăr pe tren mergea cu o doamnă și știți cum scrie în Proverbe că o femeie măritată întinde o cursă unui suflet scump. Nu mi-a ajuns să dau jos bagajele. L-au ajutat. La oraș, știți, nu se cunosc oameni în același cartier, dar și eu mă duc în tramvai, eu tot intră acolo. Au ajutat să le duc în tramvai, au să le dea jos, dar nu m-a ajuns să le sui până la scară, că n-avem lift. Mă ajut. Da, hai, poftim, să servesc o cafea. Și pe când a ieșit afară, cum zice în Proverbe 7, era străpuns ficatul. Mă înțelegi ce spun? Și s-a dus să mărturisească bietul de el și zice, frate, știi ce n-am înțeles? Păi nu mi-e trebuia să-i duc bagajele. Că dacă nu ai înțelepciune, te-ai dus cu pluta. De aceea, stimați părinți, asta să ne fie preocuparea majoră, să facem copiii să iubească înțelepciune.
cu prăjituri, cu miere, puneți literele cum vreți, arătați-ne finalul, faceți apel la conștiință, dându-le exemple frumoase, să le arătăm unde au ajuns unii, unii s-au trezit ceilalți, ca ei să poată dobândi înțelepciunea, pentru că merg la școală și acolo alții le spun altfel. Și ce am constatat din statistici și de pe teren, părinții știu numai 45% în medie din ce fac copiilor. Și ca slujitori adesea, suntem nevoiți să spunem la părinți ce fac copiii și părinții sunt în stare să ne spună: nu e adevărat, copilul meu nu face asta. Și nu cred că fata la urmă cu băieți, pentru că nu e gravidă. Că sunt părinți din nefericire naivi, care nu înțeleg că dacă n-au reușit să-i facă pe copii să gândească singuri, asta e înțelepciunea. Și când vor merge la școală, și când vor fi mai mari, dar știți ce trebuie pentru asta? Și am încheiat. Știi pe cine apreciază elevii? Pe un profesor care îi impune respect. Respectul determină învățătură și în absență. Pentru asta trebuie să dovedim noi mai întâi înțelepciune. Că degeaba spun la băiat să nu mintă și el m-a prins că eu m-am ascuns de mama sa. O să zic că minciunile nu-i voie să le facă copiii, dar e voie să le spună ăștia mai mari. Lasă, crezi că mare. Da? De aceea și despre asta vom vorbi mâine seară și în ce privește cele sfinte. Ceea ce contează în primul rând este atitudinea mea. Nu știu cât va dura până când copiii vor ajunge înțelept, dar să mă ajute Dumnezeu în primul rând pe mine să fiu înțelept. Dacă vor fi copii ca fiul risipitor, pleacă de acasă. Dar apoi se gândește la tata, altfel stau lucrurile. Că sunt unii care aveau un frate bătrân, o vorbă, zice, le spun părinții la unii copii: măi, nu te duc, e drumul fundat. Da, de unde? Se duce, dă cu mașina în zid, se întoarce înapoi, se mă uită toată la semn și zice: a fost drum înfundat. Ce să faci? Câte unii numai la reexaminare iau notă bună. La prima sesiune nu vor. Recapitulăm și mă opresc aici. Dragii mei, în primii ani de viață să ne luptăm la cunoștință și conștiință și la înfrângerea euului. Și apoi pe parcurs ce ani trec să poată copiii să dobândească înțelepciune, ca pe când sunt mari să știe singuri ce au de făcut și să se poată bucura de viață, că ascultarea și respectiv înțelepciunea dau fericirea. Doamne, îți mulțumim că de la tine vin toate. Amin.